Mulțumesc, doamna primar general. Mă bucur să fiu astăzi aici, împreună, cadre medicale, reprezentanți ai primării, primarul general al capitalei, reprezentanți ai guvernului, reprezentanți din Parlamentul României, împreună la un eveniment important într-un centru medical de renume, Spitalul Colțea. După cum știți, pentru După cum știți, pentru Guvernul României, sănătatea reprezintă o prioritate. Dacă primul nostru obiectiv a fost să mărim salariile cadrelor medicale, să mărim salariile medicilor pentru ca să rămână în România, să nu mai profeseze această meserie valoroasă în alte țări și să dorească să rămână acasă, acest lucru trebuie dublat și de alte măsuri. Atât construirea de spitale, modernizarea și reabilitarea spitalelor, dar și dotarea cu aparatură și iată astăzi încă o măsură pentru care vreau să o felicit pe Gabi Firea, locuințe pentru cadrele medicale. Sper... Mai bine, din dorința de a da mai... Sper ca exemplul dat de Gabi Firea astăzi aici la Spitalul Colțea să fie preluat și de alte comunități, pentru că este important să creăm condițiile pentru cadrele medicale ca să-și dorească cu adevărat să rămână în România. Vreau să vă asigur că veți găsi întotdeauna în Guvernul României un partener de dialog, dar și un partener pentru soluțiile pe care dumneavoastră vreți să le aveți. Încă o dată felicitări, doamna primar general, și le doresc celor care astăzi iau cheile de la apartamentele care le revin, mult succes în activitatea lor și să se bucure de acest lucru. Vă mulțumesc mult!